Mamă, nu te cred! N-am făcut pipi în locuri publice. Servus, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi îl am aici invitat pe Radu Chirilă, iubitul meu. L-am adus din nou ca și invitat special, să-i zicem așa. Salutare! Și m-am gândit ca pentru astăzi să facem un video care este foarte vechi, este veteranul YouTube-ului, ca să zic așa, sau veteranul challenge-urilor de pe YouTube, ce anume da. N-am. Așa că astăzi, iubitule, o să-ți spun niște întrebări, așa, încuietoare, să zic. Ok. Și sper să scot de la tine adevărul, adică vreau să fiu foarte sincer și mai mult de atât, vreau să complic un pic acest challenge și anume, pun o regulă, adică de fiecare dată când tu vei răspunde cu am, așa, va trebui să și spui cum s-a întâmplat. Bine, mă, hai! Să spui și întâmplarea. Bine, hai, mi se aplică okay. Și mie regula asta. Okay, ok, sper să nu mi-au bătaie până la sfârșit, dar Doamne ajută. Păi, trebuie să fii sincer, dacă ești sincer, știi cum e vorba aia, greșeala recunoscută este pe jumătate iertată. Da, 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 știu eu cum e cu jumătate okay. Iertată. Ok, am pregătit 10 întrebări, pregătește-ți telefonul cu am sau n-am okay. Și îi dăm drumul, da? Da, bun. Hai să începem. Prima întrebare. Am sau n-am plecat de acasă noaptea pe ascuns când părinții dormeau? Când părinții dormeau să plec de acasă? Da. Mă, sincer... Arată răspunsul. Ce ai pus? Am. Ai? Am. Am plecat. Ce să fac? Am plecat și eu. Nu te cred. Ce, tu n-ai plecat? Nu. Așa ai pus? Da, am pus că n-am. Ba, eu am. Cum adică ba, eu am, mă? Ba, când ba, ai plecat, mă, de acasă? Păi mai plecam noapte, așa, când voiam să merg undeva și nu mă lăsau să ies. Așteptam ca ei să adoarmă și după plecam. Bine, mă, prindeau, îți dai seama, sau na, nu? Te prindeau la ușă sau te prindeau că ai plecat și te certau? Mă prindeau că au plecat și mă sunau că unde sunt, vin acasă, dar... De cel mai multe ori nu m-au prins, așa că... Doamne, mă, iubirea mea de... Mergeam și veneam înapoi și tot era bine, dormeam în continuare. Spune sincer, ai plecat vreodată când am adormit eu de acasă? Nu, deci de aici nu avem unde să merg, așa că nu, nu. Da, 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 n-ai unde să mergi. Păi dacă adorm, poți să pleci, te întorci, eu nu. Dorm buștean, n-am treabă. Nu, las, că știu eu, și când mă trezesc să deschid un pic căpăcelul la apă, să beau și ești sus. Bine, deci ok, nu. Hai, trecem la următoarea întrebare. Ok, bună, uite că am și povestit. A doua întrebare. Așa, zi. Am sau n-am intervenții chirurgicale? Mi-ai pus și întrebare, forța, adică... Cum? N-am. A, stai puțin, intervenții chirurgicale. Intervenții chirurgicale, atenție la întrebare. Atenție la întrebare. Stai, că eu cred că l-am și închis, așa. Gata, eu am pus. Eu n-am nicio intervenție. Nici, nu? Nici măcar apendicită. Să fie operată deci... de apendicită. N-am nimic. Mamă, la mine e droaie de intervenții chirurgicale. Deci când eram mic, eram un semi-bolnăvicios. Băi, am avut operații la gât cu amigdalele. Așa, deci, te-au fost scoase amigdalele. Mi-au fost scoase amigdalele. Deci nu vreau să-ți povestesc că acolo medicul, a doua zi după ce mi le-a scos, a venit cu ele în pungă. Le-a scos din pungă și mi le-a arătat, bă. Mi le-a arătat și mi-a zis că, uite, astea au fost ale tale. Îți vine să crezi? Erau deci, niște guguloaie, așa. Asta cred că era o tradiție atunci când eram noi mici, adică în generația noastră, pentru că și eu am o prietenă din copilărie, căreia tot așa i-au fost scoase amigdalele și după ce i le-a scos, a venit să îi le dea, să le ducă să îi le dea unui câine să le mănânce, dacă o să crezi asta. Băi, asta nu, nu mi le-a dat să le duc la câine, dar așa. În schimb mi le-a arătat și mi-a zis, uite mă, astea au fost la tine în gât și acum nu mai ai de ce să-ți fie frică. În orice caz, mai am una la mână când m-am oprit cu apă fierbinte, iubita mea, trebuie să recunosc că atunci nu mi-aduc aminte ce s-a întâmplat, însă povestea mi-a zis-o părinții mei și nu e una tocmai veselă nici pentru ei, nici pentru mine, dar văd că e ok, frate, și na, acum... Dacă, uite, îți spun o întrebare, nici nu te-am întrebat niciodată, e în exclusivitate pe ia, hai să vedem. Dacă ar fi acum, să zicem, să te duci și să faci o operație estetică la cicatricea de pe mână, adică să îmbunătățești, așa, ai face operația asta sau nu? Strict nu, n-aș estetic. Face-o. N-aș face-o. N-aș face-o și zic și de ce, pentru că îmi place
place foarte tare, mă, cum arată. E chestia mea, mă. E o chestie particulară. Îmi place, e ca un tatuaj. Exact, asta vreau să spun. Este ca un fel de tatuaj care rămâne. Da, mă, și n-aș face nicio operație. N-aș vrea să îmbunătățesc asta pentru că îmi place cum arată, efectiv. E chestia mea, mă. Și până la urmă, dacă nu mă deranjează pe mine, în sensul în care să folosesc mâna sau ceva genul ăsta, de ce aș face asta? Nu știu, voi ce părere aveți? Lăsați în secțiunea de comentarii. Ați face asta? Plus că nu intru în loc, nu știu, cum e fața sau o chestie din asta care să te afecteze efectiv în relația cu oamenii de lângă tine. Mâna poți să o ții în buzunar, spre exemplu, dacă chiar ești frustrat de treaba asta. Așa zic și eu, nu are niciun sens. Okay. Bun, să trecem la următoarea întrebare. Hai, lovește-mă. N-am făcut pipi în locuri publice. Ma. Și aici ai poate să intre și piscină și ce vrei tu. Mamă, nu te cred, nu te cred. Maximă întrebarea asta, eu am răspuns. Eu sunt direct cu da, e bun asta, nu, am răspuns. Ce ai zis? Am. Ai? N-ai? Am, dar unde tu? A, păi peste tot. Cum mă, peste tot? A, peste tot, mă, când ești pe stradă imediat, că te duc un colț de bloc. Când eram mai mică și am mers undeva cu părinții mei, eram cu mașina. Așa? De fapt eram cu bunicii mei și eram cu mașina și eu nu mai puteam efectiv să mă țin și bunica mea mi-a zis, du-te acolo. La... Era așa, gen, poate chiar centrul orașului cumva și m-am dus undeva după un bloc și na, ce era scoat. Băi, pe era bune? Era mică. Erai mică, dar acum ai mai face asta? Dacă n-aș mai putea decât să fac pe mine, da. Normal. Adică băi, și eu, mă, eu am făcut și în piscină, am făcut... În piscină? Da, mă, când eram mic, când eram mic. Poate se întâmplă când eram mici. Nu, mă, am făcut și când eram un pic mai mare. Nu te gândi că e anul trecut sau așa, da? Nu știu, când eram la liceu, spre exemplu. Mm-hmm. Băi, te mai... În mare, spre exemplu, în mare. Cine nu faci în mare pipi? Hai să fim serioși. Sau la... Sau pe plajă, noaptea, când te... Deci n-ai cum. Peste tot, peste... Bă, peste tot. Acum însă... La un moment dat în viață, pipi undeva. Da, deci în viață da. Dar acum însă nu-mi place deloc, mă, să mă opresc să fac pipi peste tot. Nu, nu eu. Ok. Nu, chiar așa. Deși cred că în mare nu cred că m-aș spia. Adică hai să trecem. Cred că te-ai duce special pentru asta. Da, hai să zi-o, zi-o următoarea întrebare. Hai că ți-am dat mai slăbuțe aici la început. Hai că m-ai curățat, zi. Am sau n-am. Atenție, la vlogurile acestea se uite și părinții noștri, da? Deci oricum vreau să fiu tot sincer. Am sau n-am furat bani de la părinți. Bă, asta îți spun cât se poate de sincer, ăsta e răspunsul meu și îți explic și de ce, ca să nu avem dubii. Tu ce ai răspuns? Eu nu. N-am, nu? Nu. Nici eu n-am și îți spun și de ce, pentru că niciodată. Părinții mei au fost deschiși cu mine de fiecare dată și mi-au spus, bă, uite aici, aici, uite că lasă-ți banii, nu știu ce, cât ai nevoie, niciodată nu mi-a, nu știu, interzis, bă, n-ai voie să-ți iei, nu știu ce, n-ai voie. Tot timpul a fost o relație din asta, a fost super exact. Deschis între mine și ei și cumva n-a fost nevoie să mă gândesc măcar la treaba asta, da? Așa a fost și în cazul meu, adică de fiecare dată când voiam ceva, mi s-a spus de la bun început, uite, cere. Dacă nu se putea, mi-a explicat frumos, nu se poate și atunci înțelegeam și nu mai făceam absolut, închideam gura, nu mai zicea nimic și când se putea, îmi dădea sau îmi dădea pe bunăvoie. Nu am fost niciodată nevoită să mă duc să fur bani de la ei, nici când eram mai mică, nici când am fost adolescentă, deci niciodată n-am făcut chestia asta. Da, mă, nici da, măcar asta. Pentru o înghețată, pentru nimic n-am luat niciodată. Bun, hai la următoarea întrebare, zi. Următoarea întrebare, așa îmi trage cu ochiul. Am sau n-am mâncat zăpadă? Mamă, deși mie nu prea îmi place înghețata, vă zic sincer, dar treaba asta am făcut-o. Eu am mâncat zăpadă chiar și anul ăsta, iarna trecută. Ai mâncat mănânc zăpadă tot timpul. Deci eu mănânc zăpadă tot timpul, nu știu, mie îmi place zăpada. Îmi place zăpada, mă. Păi dacă a trecut, mă, un câine și s-a pișat acolo. Nu, stai că nu iau așa din orice locuri, deci nu zăpadă galbenă, înțelegi? Am înțeles. Deci iau de pe un copac unde văd că e fin așa și nu s-a atins nimeni de ea, de acolo iau și mănânc. Chiar mănânc. Eu și în drum spre facultate, am mergeam așa pe potecuță și când ningea, tu luai și mâncai înghețată. Eu, bă, noi la facultate mâncam zăpadă. Nu, mă, deci ție îți place înghețată, asta de la mine, nu-mi place înghețata, da, cu toate astea am mâncat înghețată, una de curiozitate și a doua că eram cu gașca, cu băieții, cu copiii, cu n-ai cum, da? Nu știu, n-aș, eu acum, spre exemplu, de câțiva ani eu nu mai pun gura pe zăpadă, adică nu. Nu, mă, nu, eu nu mi se pare. Eu fiecare iarnă iau un pic, deci nu pot să trăiesc dacă nu iau un pic de zăpadă. Băi, deci acum mai fac curioză. Bă, lăsați în secțiunea de comentarii câți dintre voi mănâncă zăpadă iarna când este zăpadă, pentru că aș vrea așa să văd dacă sunt mulți dintre voi care fac treaba asta sau eu sunt singurul care nu face chestia asta. Ai câte întrebare, nici nu mai știu, a șasea cred. Am sau n-am ieșit la o întâlnire așa?
doar ca să mănânc gratis. Ți-ai găsit. Mi-ai pus mie, n-am să ies la o întâlnire. Eu îți dai seama că... Păi, se poate de fapt, și așa. S-ar putea, da. Se poate s-ar putea. Și așa, să știi. Eu chiar s-ar știu putea. Cazuri. Eu n-am. Eu n-am, din păcate. Tu? N-ai? Nu. N-ai? În primul rând, ce înseamnă să ieși la o întâlnire să mănânci? Înseamnă deja să te cunoști cu persoana foarte bine, nu? Sau măcar cât de cât bine. Că nu te cunoști astăzi și a doua zi te duci să mănânci. Ba da, chiar te duci să mănânci. Am sau n-am făcut... Așa? Conturi false pentru a spiona pe cineva. Băi, e bună întrebarea asta. E bună. Indiferent pe cine, un... E bună. Nu zic neapărat o iubită sau un iubit, pe cineva. E bună, dar o să zic asta. Bă, eu n-am. Nici eu. Eu n-am făcut conturi false, în schimb, hai să nu ne ascundem după deget. Așa. Pentru că am încercat să spionez persoane la viața mea, dar nu am făcut conturi false. Am ales alte variante, da, pentru a face. Așa și eu, deci... Să fac efectiv un cont în care să pretind că sunt altcineva și numai cu scopul de a spiona pe cineva, nu, niciodată n-am făcut chestia asta. Nu neapărat de a spiona, dar cred că să induci în eroare sau să-l prinzi în flagrant cu ceva, știi? Nu, dar aici mă refeream gen dacă, nu știu, tu nu vrei neapărat să vadă persoana respectivă că o urmărești, gen pe Instagram sau așa, unde poate să vadă. Am înțeles. Și atunci tu să faci un call fals în care să poți să vezi story-uri, bla bla bla, fără ca ea să am înțeles. Știi? La asta mă refer. Da, da, da. Nu, bă, eu sunt de acord că dacă n-are rost să-mi fac cont fals sau așa. Băi, ori vezi, ori nu vezi. Adică asta e ideea până dacă la urmă. Dacă vrei să vezi, te uiți și aia e. Ce? Nu? Care e problemă? De ce să mă deranjezi că tu vezi că eu m-am uitat? Asta este, frate, dacă vreau să mă uit, să vad omul că m-am uitat. Hai, zi, mai ai întrebări? Mai am două întrebări sau mamă, trei. Mamă, lovește-mă, hai. Am sau n-am așa? Luat parte la o bătaie? Oho, oho, bună, bună, bună întrebarea asta. Bună, 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 bună. Ce ai pus? Să văd. Am eu. Am și eu. Serios? Da. Tu cu cine? M-am bătut cu cineva, cu fată. Cred că toate fetele s-au bătut. Sau mă rog, mare parte din fete s-au bătut la un moment dat cu o altă fată. Nu, nu pentru băieți ne-am bătut. Deci să fie clar de la început, nu ne-am bătut. Nu, pentru băieți? Pentru băieți. N-aș face asta niciodată. Deci chiar dacă era mai mică, niciodată n-aș fi. Am înțeles. Hai să spun eu de ce mă băteam când eram mai mic, de obicei. Mai mic? Da. Mă băteam de fiecare dată, frate, când cineva murdărea haine. Băi, aveam obsesii pentru treaba asta. Dacă cineva se atingea cu murdărie de hainele mele, mai ales că eram la școală la sat și era pământ, era mizerie, îți dai seama, se murdăreau oamenii pe mâini și veneau și mă atingeau. Băi, turbam odată, am luat pe cineva și l-am târât pe jos până s-a murdărit tot. Am prins de un picior și l-am târât efectiv pe curtea școlii. Vai, până s-a murdărit. Păi mi-a murdărit, era, fii atentă, era prima dată când îmi luasem un tricou alb nou și m-am dus la școală dimineața entuziasmat, tricou nou. Și l-am ajuns acolo, m-am murdărit din ea. Băi, am turbat, eram nebun, efectiv. Eram ca un taur care vede roșu fața ochilor. L-am luat. Dar nu pot să cred așa ceva. Tu te transformi când cineva îți murdărește hainele? Bă, atunci așa eram. Acum nu mai am obsesia asta. Ți-aș murdări eu haine? Acum nu, da, acum nu mai am obsesia asta, înțelegi? Deci nu mai am obsesia asta. În schimb, atunci eram super obsedat de a fi curat lacrimă. Nu știu, mă, dacă cineva mai are obsesie de genul ăsta. Dar chiar așa eram. Bun, mai am două întrebări. Fii atent. Am sau n-am mâncat dulciuri pe ascuns sau pe la spatele iubitei iubitului meu? Ia să te vedem ce răspunzi. Ia să te vedem ce răspunzi. Să te prindem cu mâța. Arată. Stai. Eu n-am. Nici eu. Eram sigur că o să zic nici eu. N-am mâncat pe ascuns niciodată. Mă. Eu mănânc de față cu tine. Dacă vreau să-mi iau o ciocolată, o mănânc. Nu mă ascund de tine. Nu mă duc după ușă să o mănânc. Păi nu după ușă, păi... dar sub masă. Sub masă? Te mai prins cu ciocolata sub masă. Nu, mă, hai că nu te-am prins neapărat cu ciocolata sub masă, dar au fost des când n-am știut că ai mâncat. Și... Păi tu te... Deci el se referă la faptul că eu uneori mai mănânc singură. Adică dacă eu vreau să mănânc, acum mă pun și mănânc. Și pe el nu-l chem. Și atunci el consideră că eu am mâncat pe ascuns. Dar nu. Păi ce vrei? Așa am considerat eu, că trebuia să îmi spui că ai mâncat ciocolată. Na, bine. Dar n-am mâncat pe ascuns, nu m-am ascuns de el. Ai deci, dreptate, nu te-ai ascuns neapărat, dar hai, fii. Asta a fost ultima întrebare? Cu tine, sincer, nu știu dacă ești așa sincer la... Nu, eu n-am mâncat. Deci eu n-am mâncat, nu știu. Eu cred că tu mănânci în mașină când pleci de acasă. Nu, eu n-am mâncat niciodată dulce. Știi ce-mi imaginez? Că de fiecare dată când te trimit la magazin să iei pâine sau nu știu ceva, tu ziești ceva dulce, stai jos și
îl mănânci bă, și va fi sus. Doamne, ce imaginație ciudată ai. Nu fac, mă, niciodată asta treaba asta. Băi, nu fac, serios, jur. Bun, și ultima întrebare. Mai avem o întrebare? O ultima întrebare. Mamă, m-au luat căldurile deja. Zim. Sau n-am așa făcut chestii așa jenante sau rușinoase. Corect. În public. Băi, hai. Adică acum depinde ce înțelegi tu prin jenante. Ok, hai, că mi-am adus aminte una acum și o zic am. Eu am. Da? Pune tu prima, hai. Nu, zi tu primul. Hai, zi tu primul, ești invitat. Bine, mă, bine. Prima mea, adică chestia care mi-o amintesc acum e când am fost odată la o cafea și din greșeală, nu știu, am fost, nu știu, agitat, habar n-am ce-am pățit, m-am speriat și mi-am răsturnat Dita My Venti-ul de la Starbucks, atâta găleata de cafea așa pe mine, fix aici. Și m-am ordărit pe tricou și pantalonii tot, bă, tot. Era maro din ăla nenorocit cu lapte, maro tot, bă, tot. Se înțeleg că aveai pantaloni pe care se vedeau. Nu că se vedeau. Eram, băi, eram oribil. Era un maro deschis pantalonii și laptele ăla cu... Băi, Doamne, cum se vedeau. Și așa am mers cu metrou, nu cu metrou, cu tramvaiul până am ajuns acasă să mă schimb. M-au văzut toți, mă, tot jumătate de București m-au văzut. Bine, asta a fost un accident. Acum asta am zis, depinde cum iei tu. Asta ți s-a întâmplat un lucru jenant, mă rog. Păi da, mă, dar tot același lucru. Dar dacă ai făcut tu, tu păi să practic faci... am făcut eu, că gen eu mi-am dat la mic. Să râgâi, de exemplu, la când ți-o prezentare sau să faci un pârț într-un moment nepotrivit. La asta mă refer. Nu știu, mă, dar cred că... Să vorbești cu precipitații când, când stai de vorbă cu cineva important și chiar nu vrei să se întâmple asta sau să te bâlbâi foarte tare. Nu știu, mă, nu cred că mi s-a întâmplat neapărat treaba asta, nu mi-aduc aminte acum, dar cine știe? La ție s-a întâmplat? Da, eu cred că mi s-a întâmplat când era mai mică sau ceva. Ce? Când erai mai mică, ce ți s-a întâmplat? Iarăși, cu toți eram mici, mă, că s-a întâmplat lucrurile astea, ia. Mi s-a mai întâmplat, nu știu, poate să... Să râgâi sau ceva în timp ce vorbeam. Eram la masă cu cineva și poate am râgâit și na, eu consider asta că a fost ceva, poate m-am simțit prost, adică da, un moment jenant, știi? Oricum nu se cunoaște deloc, în fine. Ce nu se cunoaște deloc? Când... Bine, nu-ți imagina acum că am făcut nu știu ce. Și m-am simțit prost, de asta spun că am făcut un lucru jenant. Da, mă, eu n-am făcut sau nu mi-amintesc acum, dar e posibil, e posibil să se fi întâmplat, nu știu. Ok, dragilor, acesta a fost și videoul de astăzi. Eu sper că v-a plăcut și sper că v-ați distrat alături de noi. Nu uitați să lăsați în secțiunea de comentarii întrebările pe care vi le-a pus Radu pe parcursul videoclipului. Dacă v-a plăcut, să ne dați un like. Nu uitați să vă și abonați pentru că îmi doresc să ne strângem cât mai repede 100.000. Vreau și o butonul, iubitule, chiar vreau butonul. Da, și eu îmi doresc să-ți vină butonul. Convinge-i să se aboneze cât mai mult că îmi doresc butonul. Păi și ei vor butonul pentru tine, crede-mă. Bun. Hai. Și până data viitoare, aveți grijă de voi. V-am pupat. Servus.